S-a publicat lista țărilor cu risc epidemiologic. În zona roșie au intrat Cipru și Marea Britanie, iar Spania a intrat în zona galbenă. Rata de promovare la examenul de bacalaureat este de 69,8% anunță Ministrul Educației Sorin Câmpeanu. Statistic este cea mai mare rată din ultimii 10 ani, cu excepția anului 2017. Administrația Fondului pentru Mediu anunță că suplimentează din nou bugetul alocat persoanelor fizice în cadrul programului Rabla Plus cu 40 de milioane de lei. Zeci de mii de scoici, midi, stele marine și melci au fost găsite moarte pe o plajă din Vancouver, Canada, în timpul valului de căldură record. Și ce fără Cluj și Universitatea Craiova țin conferința de presă de la ora 18 înaintea Supercupei României, care se joacă mâine pe arena națională. Știi!